Salutare, dragi pescari, dragi prieteni! Astăzi am decis să fac o ieșire la Dunăre împreună cu bunul meu prieten Nicu. O să plecăm la Dunăre. O să vreau să încerc să dau la clonc. Vreau să văd toate informațiile mele care le-am adunat de-a lungul timpului. Ultima ieșire la Drăgășani împreună cu prietenul meu Cristi Zbu. Îl salut pe această cale. Și vreau să văd dacă am priceput ceva din ce m-a învățat, ce mi-a arătat. Astăzi vreau să plec pe compropriu, să văd ce se întâmplă, să învăț. Sincer, nu am așteptări să prind pește, deci chiar nu că nu mă duc să prind pește. Automat, toată lumea vrea să prindă pește. Dar vreau să ies, să văd și eu cum e singur, să văd dacă am priceput ceva, să văd cum văd montura, să... Ciobăl că e acolo cu cloncul ăla, mai învăț cu el că nu, e greu, cel puțin pentru mine e greu. Fac baie total pe partea asta, așa, o să încerc să dau și cu dreapta, deși sunt stângaci. Da, și trebuie să ieși. Eu așa am fost de premiză că, sincer, de acasă, din fața telefonului, nu pot să înveț. Și eu am multe vizionări pe YouTube, la toți pescarii, la toți cloncarii, am nopți întregi, am ore întregi de vizionări. Să pricep și eu ceva, puțin de la ala, puțin de la ala, dar trebuie să ieșim. Trebuie să faci ieșiri. Dacă nu faci ieșiri, e greu să înveți din fața telefonului. Bun, lăsăm vorba la o parte, cam asta e. Nu știu dacă voi prinde și vreun pește, dar ieșirea contează și o să mă bucur de ea. Vremea e superbă. Cred că o să ne vedem direct pe apă. Ce voi face, nu mă aștept să prind pește, bineînțeles, dar ieșirea contează. Dacă nu ieși, nu ai cum să înveți nimic. Cam așa arată buchețelul meu, care l-am băgat aici. Să vedem dacă le place. Mamă, prima somnă. Prima somnă la clonc. Nu cred. Uite ce prinsă-i. Prima mea somnă la clonc. Deci nu cred. Uite-l, frate. Uite. Ce afir, stai tău. Am riaș. Uite-l, frate. Eu nu sunt la clonc, doamne, cred că sunt de, nu știu, 10 minute bătunte. Aoleu, nu-i prins bine, Berla, deloc. Deloc nu-i prins bine. Stai așa. Trebuie să-l iau. Hai de capul meu. Dacă scapă. Primul meu somn la clonc. Uite-te și aici. Deci nu-mi vine să cred, jur. Uite-te și tu ce prinsă eu, singur, de capul meu. Uite-te și tu aici. Na. Wow, ce... ce adrenalină, jur, mor. Tremur tot, pe cuvântul meu. Uite-te și tu aici. Singur, mă, de capul meu, îl văzui.
Pam, pam. Păcat că bate soarele. Asta că vi-l arăt eu la poze. Mai încercăm cu clonca iala. Încă nu mai prea a apărut nimica pe sonar. Mai încercăm, mai insistăm. Nu mai am așteptări, sincer pot să spun că mi-ajunge ceea ce luai, adică mi-ajunge, nici nu mă așteptam că o să prind eu ceva. Deci deja e pentru mine mult prea mult, dar mai încerc să învăț aici, să vedem care e treaba. Uitați că treceam în viteză și am văzut ceva și vreau să vă arăt și vouă. Am văzut un crab cu burta în sus. Așa de plecare, tată. Așa de plecare. Ia uite. Este, băieți. Așa de plecare. Frățiuer. Nu știu cum să țin telefonul, tată. O să sting și cer să fac altă filmare. Da. Nu se vede, mă, nu pot să fac. Ia uite-l, tată. Mai dă-te unul. Hai să-l luăm. Vino aici. Ești al meu, tată. Vino aici. Luăm. Uite ce se duce, băi, băi, băi. Alo. Ești al meu, tată. Ești al meu. Nu, bă. Ia-l meu, tata. Ia-l meu, tata. Ia-l meu, tata.
Doamne, așa de plecare. Doamne, nu vine să cred. Prima mea ieșire la Clon singur. Să prind doi somn. Uite-te și tu. Uite-te, tata. Uite-te frumușii. Norocoșii mei. Auzi. Și cu asta am încheiat partida de pescuit în seara asta la Clong. Eu am fost cu prietenul meu, o să mă duc să-l iau acum pe Nicu. Eu am fost cu barca, am dat la Clong. El a fost în altă parte, a dat la crap, caras, plătică. Chiar sunt curios să vedem ce a prins. Chiar mă duc acum, o să mă duc să-l dau o tură și să-i arăt niște locuri frumoase aici. M-am încărcat foarte mult cu energie, nu credeam că o să prind pește, nu am venit neapărat să prind pește, am venit să mă învăț, să mă experimentez și pot să spun că am prins doi somn. Nu-mi vine să cred, Doamne ajută, mulțumesc, tot vorba aia, monturi făcute de mine, tot ce am făcut sunt făcute de mâinile mele, eu le-am făcut cu ele, am prins vorba aia, am prins somnii. O să vă arăt dacă vreți mai în detaliat, deși se vede în video, cu ce am prins, cum am acele, cum am pus ancorele. O să mai vorbim pe drum sau poate chiar acum la plimbare. Dacă nu, o să ne vedem pe drum, că se negură și se întunecă și o să trebuiască să le strângem, să punem peridocul, bagajele. Asta de azi e trecută în memoria mea. Gata. Și gata, am strâns bagajele, am pus bărcile sus, am plecat la drum, ne ducem spre casă. Salutare, Nicule! Salut, vă salut! Astăzi ne putem numi și noi pescari. Așa, și o să ne vedem în curând acasă, să mai facem niște poze. Se cuvine să facem o măsurătoare, o cântărire. Hai, da. Și cam asta este încheierea de partidă, am ajuns și acasă. Ce să vă zic, sincer nu mă așteptam să prind pește, deci chiar pot să spun că pentru mine, nu știu, deci atât de, după cum bine ați văzut, cred că se citește pe fața mea, se aude cât de fericit, deci eram chiar și acum, nu știu, nu vine să cred pe cuvânt. Poate pentru unii dintre voi o să ziceți, ce atâta, mă, de fericire, de mamă, ce casă, că prinsăși tu pește, să alea. Sincer, pentru mine este, pentru că chiar pot să spun că intru într-al doilea an de când tot încerc tehnica asta, să o învăț, să prind un pește, am schimbat sonare, m-am rugat de oameni să mă ajute și pe mine să-mi arate, să mă învețe. Bineînțeles că doar rugămintea a rămas, că ne auzim, așa, în fine să trecem peste. Trebuie să o spun din nou, prietenul meu Cristi ZBU, îl găsiți ZBU Fishing, chiar și pe YouTube, a acceptat și să fac o ieșire împreună cu el și se pare că am prins ceva, m-a ajutat foarte mult și chiar am cumpărat un clonk de la el, am probat multe cloncuri de la el, el face cloncuri, dacă doriți pentru achiziționare de la el puteți să luați. Am
Am încercat cu multe cluncuri de ale lui și pot să spun că ăsta am reușit să mai scot și eu ceva sunete. Și ăsta l-am cumpărat. Și pot să spun că cu cluncul ăsta am prins ciobâlcăia la aia ce am făcut eu. Am prins doi somni din prima mea ieșire pe cont propriu. Nu-mi vine să cred. Așa. Ce vreau să vă mai zic? La chiar pot să spun că după 10 minute după ce am ieșit pe apă de ciobâlcăială, am prins primul meu somn. Nu mi-a venit să cred. Băi, nici dar nu stai bine pe apă. Poate câteodată stai o oră întregi. Poate stai o zi întreagă să prinzi o moacă. Apoi, o oră întregi, n-am mai prins nimic. Nu mi-a mai arătat nici pe sonar, pești, n-am mai fost nimic. Nu că mă demoralizasem să mă moloșisem, că pentru mine era super suficient ce am făcut. Și am zis, hai să mă mai lansez o dată, să mai fac o lansare și chiar vreau să trag la mal. Și, bineînțeles, l-am prins pe al doilea. De multe ori am zis, bă, gata, plec, sau am zis, hai să mai dau o dată și am avut succes. Nici nu știu ce să vă mai zic, aș avea multe de vorbit de chestia asta, sau nu știu, pot să spun că m-am activat foarte bine prin chestia asta. Nu știu ce să mai zic. După cum am spus, să mai spun încă o dată, pentru cloncuri, pentru sfaturi, căutați-l pe Cristi ZBU, pe YouTube, pe Facebook, răsfăiți-i, dați o abonare și răsfăiți-i acolo canalul de YouTube. Vă veți avea multe de învățat, veți avea multe de văzut, de vizionat. Dacă vă place ce fac eu, ce vă arăt, ce vă împărtășesc, dați-mi și mie o abonare, nu vă costă nimic, e gratis să știți. Dați un like, dați o distribuire, cam asta a fost tot, ieșirea mea la clonc a fost învingătoare. Vă mulțumesc mult de vizionare și ce să vă doresc, cum este sloganul meu, fir întins tuturor pescarilor de pretutindeni. Mulțumesc, la revedere!